Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor. Ia slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Despre dușmanul nostru, se spune, cel care înșela tot pământul, se spune despre asta, despre el în Apocalipsa și aș vrea să citesc chiar acest text. Cel care înșela tot pământul. Apocalipsa 12, versetul 9. Și balaul cel mare, șapele cel vechi, numit diavolul și satan. Acela care înșală întreagă lume. Acela care înșală întreagă lume. O mare greșeală care facem astăzi, care oamenii au făcut în trecut, este de a-l subestima pe Satan. E de a-l subestima. E învins, sunt de acord cu tine. Dar faptul că a fost învins, nu l-a împiedicat să continue să înșele pământul. Acțiunea lui pe pământ, influența lui pe pământ, se oprește timp de 1000 de ani când va fi legat și aruncat în acea groapă. Dar până atunci, înșală tot pământul. Tot, tot. Și cei care dintre credincioși sau dintre copiii lui Dumnezeu, care nu sunt atenți, și ei sunt înșelați. Trebuie să fim totuși, cum să spun, să fim atent și să recunoaștem lucrul următor. Nu pentru că ești creștin, nu pentru că cineva se teme de Dumnezeu, nu pentru că cineva are cele mai bune intenții. Este imunizat să fie înșelat. Și de fapt, această atitudine de a subestima adversarul nostru îi place foarte mult, pentru că timp ce noi credem că este nu știu unde, el este mai departe decât credem în planul lui, a progresat departe că noi credem că este aici, el e deja mult mai avansat decât credem noi. Cel care înșală tot pământul. Nu pentru că suntem copii al lui Dumnezeu, nu pentru că avem Biblie, nu pentru că suntem născuți din nou, înseamnă că suntem imuni la înșelăciunile lui Satan. Când stau să mă gândesc la unele fenomene, zic cât de mult suntem și noi înșelați. Zici că n-am fost atent la ce ne-a zis Domnul Iisus, fiți înțelepți ca șerpi. Încep prin a spune asta, pentru că în ceea ce voi împărtăși mai departe, azi poate și zilele care vin, dacă ești cu atitudine și cu gândire, eu pentru că ești creștin, pentru că te temi de Dumnezeu, pentru că ai cele mai bune intenții să faci voia lui Dumnezeu, tu crezi că asta e sinonim, este egal, să nu fii înșelat de Satan, va trebui să schimbi un pic acest mod de gândire. Altfel, vei trece lângă pe ceea ce voi vorbi. Satan ne înșală și azi. Înșală și biserici azi. Chiar criza care o trăim, modul cum văd că biserici, ca și biserici, am reacționat, pentru mine mă arată că Satan ne înșală foarte bine.
Pentru că în loc să vedem exact ce se întâmplă și să ne rugăm să îndreptăm rugăciunile noastre exact unde trebuie. Nu? Am reacționat ca niște organizații umanitare. Dar biserica nu este o organizație umanitară. Deși e bine de a face binele și așa mai departe, dar biserica e mai mult decât să ajuți oamenii prin acțiuni sociale. Nu, nu, nu. Domnul Iisus zice, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deci este mai mult decât acțiuni sociale, biserica. Este instituția care este pământ, care poate să spună stop la acțiunile porțile iadului, porțile locuinței morților. Biserica poate să facă asta. Dar din păcate, poate a făcut-o în alte părți, dar în părți unde sunt ceea ce văd, biserica mai mult a acționat ca o organizație socială. Nu a pus picioare în prag și să spună, ok, ne vom lupta împotriva ceea ce este în spatele tot ce se întâmplă. Pentru că ce se întâmplă n-are cum să fie doar ceva întâmplător, ceva doar așa, da? Cred că e destul de evident, nu mai trebuie să stăm mult să discut despre asta. Deci este clar că în spate sunt în locurile înalte sunt anumite răutăți care vor să ajungă undeva. Și noi ce facem? Biserica. Instituția care se poate împotrivi porțile locuinței morților. Ce facem? Forțile locuințe morții, dar bineînțeles nu se referă la porți. De exemplu, se spune despre Mardure, citim Esterea, că el stătea la poartă împăratului. Știi că nu se referă la o poartă. Este un fel de hall de intrare. Unde sunt anumite capetenii. Unde se întâlnesc, unde discută. Asta înseamnă porți. Deci când Domnul Iisus zice porțile locuințe morților, nu se referă la niște porți pline de flacără care dacă intri acolo te duci în locuința morților. Nu, se referă la o organizație întunericului, capetenii al întunericului, care planuiesc, care otaresc, care au strategii. Și Domnul Iisus zice, împotriva lor, biserica, ei nu vor birui biserica. Dar tot așa, Dumnezeu a spus la Iosua, nimeni nu va sta împotriva ta cât vei trăi. Când s-au dus la acel oraș mic, au mâncat bătaie. De ce? Oare ce Dumnezeu a spus nu adevărat? Ba da, dar când Iosua și-a sfârșit hainele, Dumnezeu a zis, dar de ce ți-a sfârșit hainele? Israel a păcătuit. Pentru că pentru Iosua era grav. I s-a spus clar, nimeni nu va sta împotriva ta și un mic oraș și ei n-au stat împotriva lor. Deci tot așa, Domnul Iisus spune, porțile iadului nu vor birui, dar noi trebuie să fim într-o anumită stare ca acel cuvânt să se împlinească. Nu se împlinește doar așa, pur și simplu. La fel cum Iosua a fost batut acolo, ai, cred, se numește cetate, la fel cum Samson, nu trebuia să fie legat, nu trebuia să-i se scoate ochii, cu toate putere care o avea, dar când s-a lăsat înșelat, ajunge să fie rob celor care el îi teroriza. Există o înșelăciune mare. Cu criza asta care se întâmplă, am nevoie să aud ceva mai mult decât doar trebuie să fim supus autorități, hai să ne spălăm mâinile, hai să respectăm, hai să fim creștini buni. Am nevoie să aud mai mult decât asta. Apropo,
Un petit t'as comme une carte Apocalypse. Toi, tu n'as chasse de carte. Très bien. Saluons toi de scriptura. Au s'agiter sous texte d'un interview, c'est Zikacha. Très bien. Saluons toi de scriptura. D'exemple, qu'un diable spune la chèque, la dame Lissus. La chèque. La chèl enalsat, Dom Lissus. Que Dom Lissus, que chèl respond à Dom Lissus, arrond que te ketiest des scris, que va pour un tchin gérer l'or, ça te pas jasken. Et ra devra qui ra scris da. Et ra scris. Da Dom Lissus, y a couvent tout l'inglobalité à ta lui, chizit te da, y est scris à sta, da maeste chis scris, sa nu is pistej pe Dumnezeu, Dom Dumnezeu ta. Deci, e periculos să zic doar o scriptură și să nu țin cont de altele. Oare scriptura zice să fim supuși autorităților? Da! Dar uite ce mai spune scriptura. Apocalipsa 13, versetul 14. Și amagea pe locuitor pământului. Prin semnele care îi se daduse să le facă în față fiare. Ea a zis locuitor pământului să facă o icoană fiare care avea rană de sabie și traia. Și i s-a dat puterea să da suflare icoane fiare, că icoana fiare să vorbească și să facă să fie omorât tot ce nu se vor închina icoane fiare. Și a făcut că toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și rob, să primească un semn pe mână sau pe frunte. Și nimeni să nu poate cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiare sau numărul numele ei. Nu, aș vrea să aud de asta. Nu doar, trebuie să fim supuși. E foarte bine, trebuie. Să luăm măsuri, este o adevărată, cum să zic, există un virus, oameni se îmbolnăvesc, unii se însănătoșesc, unii mor, deci este un pericol real, să nu mă înțelegi greșit, nu zic că nu este un pericol real, dar zic, e destul de limitat dacă ne liptăm doar într-o astfel de criză, să zicem, hai să ne supunem, nu știu ce. Pentru că aș vrea să-mi spui, aș vrea și să aud, că acum ca să intru într-un magazin, ca să cumpăr ceva, trebuie să fiu scanat pe mână sau pe frunte. Aș vrea să mi se spună asta. Chiar dacă acum au găsit alte metode să fie scanat, dar aș vrea să mi se spună că suntem foarte aproape. Că Domnul vine. Aș vrea să mi se spună că guvernele știu exact ceea ce fac. Nu sunt copii care nu știu ce se întâmplă. Ei știu exact ceea ce fac. În scriptura aici, când zice, el va face că toți, bogați, săraci, sloboși, să primească un semn. Și nimeni nu poate cumpăra sau vinde dacă nu are semnul. Crezi că sunt niște bandiți, nu știu ce pădure care o să facă asta? Guvernele o să facă asta. Autoritățile o să facă asta. Da, este scris, supuneți-vă autorități, dar dacă sunt limitați și e tot ceea ce știu, când guvernele o să împună semnul fiare, apropo, cum o să fie semnul respectiv, cred că este din ce în ce mai clar. Dar nu vreau să intru deocamdată acolo astăzi. Dar când guvernele vor împune acel semn, tot o să vii la mine să-mi fie, bine, fii supus autoritate, du-te și primește. Puncte. Nu vreau să scandalizez pe mulți azi dimineața, deci o să zic doar puncte. Dar asta o să vii să-mi spui. Când Scriptura zice clar, nu trebuie primit acest semn. Cum semnul va fi distribuit peste tot? O să fie o acțiune de guvern. Hai să ne trezim. Deci da, ia-ți măsurile de sănătate pentru tine, pentru familia ta, dar nu vine să-mi spui că trebuie să ascult exact aceea de care se va folosi inamicul pentru a instaura
Règne-nous Antichrist, lui. Il est écrit sur la scripture. Les gens attribuent sa fille naïve. Tu t'aimes car tu es stère et mardoréo. Je te détiens, nous, en genouillé à t'in fatsa. Amen. Nous crèdons que c'est un apparat au problème religieux. Parce que nous irons voir, bah, ça, je plaît, c'est genou qui s'y fatsa. Nous irons en kina religieux. Appliqué à genou qui, il doit au un salut de respect des protocoles. Tu crèdes, motive pour le carré. Amen. Nous, j'ai appliqué à genou qui, la myrocyte, quand ça folosse sur expressier. Carrément, va t'sais, t'es libre, romane. La myrocyte, pe aman. Tot, à t'sais, l'âge mardoukir, d'akatia mintèche, spoune la estéra. Ça nous spoune d'in t'sais, n'a miècht. De t'sais, ou ça spoune asta? Pen que hier fin, la porte. Un paratouli. Interaction cou, avant d'interaction cou, ou amène tout ce qu'on a mis de positif, avazout que exista déjà un, ou, unica rava ou dispositif, de ură împotriva poporului Dumnezeu. Și de aceea spune la Esteră, nu spui din ce n-am ieși, pentru că nu vrea să o expună la cei care erau, să zică, anti-iudei, anti-evrei. Deci, era un fel de a o proteja. Deci, el deja a detectat, a văzut și sunt sigur, a știut ce fel de om este amă. Și încăpățânarea lui să nu se să-și plece din unchi. Bine, poate o fi și ceva religios, nu știu, dar cred că este, știa că avea în față lui un dușman al iudeilor, care era colegul lui. Bine, acum colegul lui care era pus mai înalt, dar știa. Vreau să spun că Mardoheu nu era naiv. Știa cine este dușmanul lui, chiar dacă era colegul lui și chiar dacă era cineva ridicat peste lui în autoritate, știa că ăsta e dușmanul meu, nu e prietenul meu. Și e timpul că copilul lui Dumnezeu să se trezească, să știe cine sunt dușmanii lor. Nu trăim într-o lume roz. Nu. Nous traînons entre l'homme et rose. Là, on doit être l'homme arrêt, intense, c'est le plus bon. De chez Asta, tu se exprimes, de chez Asta, tu se arrête. Dans l'histoire, on arrête comme une des personnes qui dorince, ou qui enfatiche, ah, merde, j'aime ça, ajoutons. Avoir alte planul. Da, au jutat, au dat câteva, dar avoir alte planul la întunericul. Sunt multe exemple în istorie. N-am timp să încep să vorbesc de asta azi. Deci, cerul înșală tot pământul. Și Biblia nu-mi zice că ocolește biserici. Suntem în vremurile unde trebuie să fim foarte atenți. În vremurile unde trebuie nu să ne limităm doar la anumite texte, nu, să vedem toate scripturile împreună. Și la un moment dat, vin acele vremuri, undeva trebuie să spunem și noi, cum au spus înaintașii noștri, se cuvine mai bine să ascultăm de oameni, chiar dacă sunt în poziția ridicate de autoritate sau să ascultăm de Dumnezeu. Vine momentul unde va trebui să punem astfel de întrebări și să nu stăm doar în spate, nu trebuie să ascultăm. De multe ori am văzut frică în spatele acest. Trebuie să ascultăm, trebuie să ascultăm. Cu criza asta e tot ce avem de spus. Stați în casă, protejați-vă. E tot ce avem de spus. Noi, instituția care putem stopa întunericul. O să mă opresc aici dimineața. Asta nici nu am... nici nu am început ce vreau să încep. Dar sunt un pic totuși, un pic revoltat. Să văd...
comme réactionnant in aceste vremuri, având în vedere gravitatea ceea ce se întâmplă. Cine are urechi de auzit, qu'il entende. Que Dieu te bénisse, Dumnezeu să te binecuvinteze.